În perioada 27-30 martie, Geoparcul Internațional UNESCO, Țara Hațegului și Universitatea din București organizează cea mai importantă întâlnire a membrilor rețelei europene a geoparcurilor. Este pentru prima dată când România găzduiește un eveniment UNESCO de o asemenea anvergură internațională, fiind și o foarte bună ocazie pentru Geoparcul Internațional UNESCO, Țara Hațegului, de a le prezenta colegilor din 28 de țări rezultatele activităților, proiectelor, partenerii, oamenii și produsele zonei, adică încă o oportunitate de a promova valorile naturale și culturale din Țara Hațegului, din județul Hunedoara și din România. Este unul dintre cele mai importante evenimente pe care le găzduim în județul Hunedoara, în Geoparcul Țara Hațegului, dar și în România, pentru că este unul dintre cele mai importante evenimente ale UNESCO în țara noastră. Cu siguranță este cel mai important eveniment al rețelei europene a geoparcurilor, pentru că este momentul în care se întâlnește forul de decizie a strategiei de dezvoltare a rețelei geoparcurilor. Este locul în care se fac schimburi de idei, schimburi de experiență, se pun bazele unor proiecte viitoare și unor viitoare colaborări care, bineînțeles, au impact la nivel local și regional. Așteptăm colegi din 94 de teritorii Geoparc European UNESCO din 28 de țări europene. Această 47-a întâlnire a rețelei europene a geoparcurilor este organizată de Universitatea din București împreună cu Consiliul Județean Hunedoara, Primăria orașului Hațeg și Asociația Intercomunală Țara Hațegului, cu susținerea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.